Un bărbat în vârstă de 50 de ani care conducea o auto utilitară a murit într-un accident rutier produs miercuri după amiază la Vicovu de Sus. Conform primelor informații, bărbatul în vârstă de 50 de ani a încercat să facă o întoarcere pe drumul public, moment în care a fost lovit în lateral de către un autoturism care venea cu o viteză din spatele său. Lovit din lateral, microbuzul s-a răsturnat în afara carosabilului și, din păcate, bărbatul de la volan a fost găsit de pompierii militari încarcerat în mașină și în stare de inconștiență. Personalul medical a încercat manevre de resuscitare, însă pentru bărbatul în vârstă de 50 de ani, tatăl la 12 copii, nu s-a mai putut face nimic. La fața locului a ajuns inclusiv soția bărbatului. Apropiații au relatat că la ora accidentului, bărbatul se ducea spre școală pentru a aduce copiii acasă. De altfel, accidentul s-a produs în apropierea școlii. Autoturismul era condus de un tânăr în vârstă de 26 de ani din Vicovu de Sus, care a fost rănit ușor, la fel ca și un alt tânăr de 22 de ani, pasager în mașina sa. Tânărul în vârstă de 26 de ani era băut, având concentrația de 0,59 mg per litru alcool pur în aerul expirat. Tânărul băut circula cu viteză, însă și șoferul autoutilitarei ar fi făcut imprudent manevra de întoarcere. Ancheta polițiștilor era miercuri seară în plină desfășurare pentru a se stabili gradul de vinovăție. Polițiștii au întocmit dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de ucidere din culpă, vătămare corporală din culpă și conducerea unui vehicul sub influența băuturilor alcoolice. Cercetările continuă pentru a fi lămurită dinamica exactă a accidentului. Cercetările vor continua sub coordonarea parchetului de pe lângă judecătoria Rădăuți. La sosirea colegilor mei, la fața locului, au fost identificate 3 victime rezultate în urma accidentului rutier, una dintre acestea fiind încarcerată și în stop cardiorespirator. După extragere, victima încarcerată a fost preluată de paramedici, care au început imediat să aplice manevre de resuscitare. Colegilor mei li s-au alăturat și 2 echipaje ale serviciului de ambulanță județean Suceava în încercarea de a reporni inima victimei. Din nefericire și în ciuda eforturilor depuse de salvatori, timp de 10 de minute, medicul aflat la fața locului a fost nevoit să declare decesul. După monitorizarea medicală, celelalte 2 victime, conștiente și cooperante, au fost transportate la spital pentru investigații suplimentare.